Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, la Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să și să ne transmiteți mesaje dacă aveți poate întrebări pentru invitații noștri sau sugestii, de ce nu. Și nu uitați și de contul nostru de YouTube, Hunedoara 1 TV, acolo unde vă puteți abona pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem în această perioadă, poate mai mult decât oricând, și activitatea pe care administrațiile locale din județul Hunedoara o au în această perioadă, dar și în ultimii ani, pentru că ne apropiem așa cu pași repezi de o campanie electorală care se anunță una destul de furtunoasă în unele zone din județul Hunedoara, cel puțin să nu depășim granițele județului, pentru că sunt convinsă că același peisaj este, cred că, în majoritatea zonelor din țară, dar ne limităm aici în județ. Vom discuta astăzi despre cum vor aborda unii dintre primarii în funcție încă în perioada următoare campania electorală, dar și despre proiecte, pentru că până la urmă acestea sunt cele care vorbesc de la sine și în principal proiectele finalizate. Astăzi ne îndreptăm atenția către primăria Crișcior, iar alături de mine este primarul comunei Crișcior, domnul Ovidiu Furdui. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua și bine v-am regăsit! Un an destul de dificil din multe puncte de vedere, cel puțin pentru unii, cam așa ar fi definiția. Aveți emoții pentru ceea ce urmează să se întâmple la Crișcior? Sunteți un primar cu experiență, un primar care are pielea, cred că, destul de tăbăcit atunci când vine vorba și despre campanie electorale și despre aceste lupte politice, să spunem, dar vă las pe dumneavoastră să ne spuneți cum abordați acest an. Ca și de fiecare dată, mai puțin mă interesează această campanie electorală, cu toate că nu va trebui neglijată niciodată, dar mai am, cum să zic, câteva zile în care noi încercăm să dezvoltăm proiecte și mai puțin să facem campanie electorală. Ca de fiecare dată, eu tot timpul am spus că nu poți face politică, nu poți face chiar administrație fără să ai performanță. Și atunci, bineînțeles că te gândești tot timpul la ce urmează să faci, nici de cum la campanie electorală. Chiar dacă neglijăm, va trebui făcută și această campanie electorală. Dacă nu riscați să o facă alții pentru dumneavoastră. Ei, acum o să o facă și alții, pentru că ai o echipă în spate, chiar dacă nu am putut să mă ajung nici la acum, pentru că nu e cazul. Chiar dacă se face o campanie și o campanie de fiecare dată, să zic așa, destul de mizerabilă, credeți-mă că cetățenii deja s-au obișnuit cu toate lucrurile. Nu poți să spui, dau un exemplu, că primarul e tot plecat, cum să spune, acum pe la casino, oricând eu n-am intrat într-un casino. Deci e foarte simplu. Deci au început și atacurile, da, nu neapărat sunt, pe unele proiecte zic, sau ce în loc ce ați să vorbim despre proiecte, în loc personal să vorbim despre ce măsuri vor apărea, noi venim cu tot felul de găselnițe din astea, de nu știu, lucruri mărunte, pentru că nu poți, de multe ori cetățenii chiar nu le iau în serios. Îmi spunea cineva, domnule, a venit să-mi spun acum contracandidatul că l-ajută primarul de la Șoimuș să facă drumul. Nu înțeleg cum ar putea face păi, acest lucru vedeți, un alt primar? Vedeți, exact, alt primar din altă localitate să facă un drum la mine, care mai ales că acel drum e prins deja pe un proiect, pe Anghel Salini. Deci e foarte, cum să zic, nici cetățenii n-au crezut, pentru că altfel nu-mi spuneau. Au venit toți și mi-au spus, domnule, deci un deja, drum pentru care deja noi începem să râdem când auzim ce prostii ne spun alții. Și n-ai cum să crezi asemenea baliverne, că sunt baliverne. Și atunci, clar că, de multe ori, cetățenii sunt obișnuiți când te duci la ei să le vorbești despre proiecte. Dom'le, clar, ce măsuri vor fi, pe ce putem depune proiectul respectiv și ce putem să facem în continuare. Nici de cum să mă duc să le spun, dom'le, cu un buldo sau cu un bulde excavator, vă bag eu apa într-un sat sau așa mai departe, când știi că costurile rețelei de apă în satul respectiv sunt de 1 milion și ceva de euro. E complicat, lumea înțelege, chiar dacă e nemulțumire și eu sunt nemulțumit la fel ca și ei, pentru că n-am reușit cu această apă sau să zic cu această rețea de apă localitatea Zdrapți, cum să zic, să o finalizăm mult mai repede și a durat proiectul atât, numai că proiectul respectiv
nu e numai Crișciorul, în proiectul respectiv e și Bradu, și Luncoiu, și Baia de Criș, este un proiect foarte mare. La fel, tot pe proiectul respectiv e și canalizarea pe două străzi, Bunei și Crișului, în Crișcior. Deci e un proiect extrem de mare. Dar eu sper ca licitația s-a finalizat, acum trebuie doar să semneze contractul de lucrări, care sper într-o lună de zile să se semneze și atunci va începe și lucrurile în teren. De aceea vă spun că e greu astăzi să mai minți cetățeanul, să-i spui anumite... Eu le spuneam, domnule, nu mă crezi pe mine, pui mâna pe telefon, sun la APA Prod. Și atunci cu siguranță vei afla adevărul. Că eu așa pot să vin în campanie și să te mint, dar ai de fiecare dată, poți spune acum, trăim într-o lume modernă, fiecare are telefon, fiecare are pot Facebook, fiecare direct se de poate, la sursă, deci și foarte în momentul rapid în care informații. Eu spun o prostie, tu imediat poți să o verifici și atunci da, te poți duce în campanie și să-mi spui, bă, primarul a mințit. Dar nu să vin să spun, vă bag eu apa cu, azi mâine o să spună, iau hârlețul și vă bag apa, cum o băgam acum 40 de ani. Nu, sunt lucruri care au evoluat, sunt lucruri care... De fiecare dată... Care trebuie făcute legal până la urmă. Bineînțeles. Că... Păi dacă o bași așa tu apa, cine, cine îți reia, să cine spreia ție rețeaua de apă? Pentru că dacă nu-i făcută la norme europene, stai cu o rețea sau o folosești ca apă nu potabilă, apă menajeră. Clar că, încă o dată vă spun, toate lucrurile trebuie urmate firesc și, încă o dată o spun, cu proiecte, pentru că fără proiecte chiar nu poți dezvolta nimic. Cine vine să vă spună că tot timpul facem noi o lucrare din asta, nu știu, vin eu să bag, vin eu să fac, clar că e o prostie. De aceea vă spun că lucrurile astea se spun în campanie electorală. Eu sunt obișnuit, pentru că campania. De atâta timp, de multe ori stăteam cu soția acasă și priveam și râdeam, la fiecare 4 ani divorțam sau așa mai departe, pentru că ce poți să faci în momentul când ai proiecte, când știi că faci tot posibilul ca să faci ceva, cu ce te pot ataca? Familie, acum cu jocuri, cu așa mai departe, care încă o dată... Ați jucat vreodată în N-am fost, asta spuneam că niciodată n-am intrat într-un cazino. Le spuneam, bă, dacă ai o poză dintr-un cazino, dați-mi-o și mie, dar nu avem, sunt chestii care... nici nu are rost să-mi pierd timpul pentru că sunt chestii de campanie electorală. Și le-am spus, bă, dacă aveți, vă rog să le puneți la dispoziție cetățenilor, nu e nicio problemă. Nu cazino, nu ruletă, nu... Deci păcănele, că aud bine că le-au scos acum și păcănelele, că chiar nu mă interesează, dar încă o dată, aceste lucruri sunt în campanie electorală, trece campania, nu o să mai auziți de primarul. Nu afectează personal aceste atacuri, că până la urmă mai afectează. E implicată și familia de Știți multe de ce? Ori pentru și... că, haide să vă spun, după 20 de ani am înțeles că nu trebuie să existe aceste supărări. Am înțeles mult, cu mult timp înainte, de aceea vă spun că stăteam liniștiți acasă și ne uitam și ascultam toate prostiile care se vehiculează într-o campanie electorală, nici cetățenii, pentru că pe cetățenii interesează ce faci tu pentru ei. Adică cetățenii văd, ai o primărie frumoasă, să nu spuneți mie că n-au văzut, chiar veniți o persoană și îmi spune... Ai fost atacat, că la ce vă trebuia o primărie? O primărie modernă, da, corect, și primăria nu trebuia făcută, poate mulți dintre oponenți, așa, spun, domnule, ce trebuia o primărie? Eu vă spun că mi-era rușine să oficez o căsătorie în acea primărie, mi-era rușine să am o ședință de consiliu, pentru că trebuia să mergem pe la Cămin, pe la Zdrap sau în alte locuri. Nu aveam unde să o facem. Ei, acum vine cineva la primărie și toată lumea e mândră că are o asemenea primărie. Sunt și oameni care spune, nu, mai bine, cu toate că de multe ori cetățeanul, să știți că nu îl interesează, domnule, ai drum asfaltat. Zice, bă, dar ce a făcut? Că n-a făcut nimic primarul. Îmi trebuia poate mie o roabă de ceva în curte și nu mi-ai băgat, știi, domnul primar. Dar nu contează. Nu mă uit pe stradă, nu mă uit că am asfalt, nu mă uit că am iluminat stradal, nu mă uit că am apă, nu mă uit că am canal, dar știți, când v-am rugat atunci să-mi dați o roabă de pietriș, nu mi-ați dat. Și poate lucrul acela e mult mai important decât tot ce ai realizat în comun. Pentru că tema de campanie a celorlalți, m-am uitat, nu s-a făcut nimic în comuna Crișcior. Zic, da, așa e, nimic. De-a lungul 20 de ani, hai să presupunem că am uitat. Dar ca să nu vedem ce am făcut în ultimii 4 ani, ca să nu vezi că ai lucrări de milioane de euro, să ai o sală de sport modernă, care o folosesc copiii, care o folosesc tinerii, să vezi că
tot acolo se lucrează la un corp de clădire care e cel mai mare. 2 milioane de euro să bagi într-un corp de liceu în care să fie cu dotări, cu absolut tot, schimbat de la acoperiș, schimbat tâmplărie, schimbat rețeaua electrică, schimbat rețeaua termică. De câți ani nu s-au mai absolut făcut astfel de din lucrări? Din anii 1938 am înțeles că a fost construit deloc. Sunt aceleași calorifere, sunt aceleași, cum să zic, acea tencuială. Astăzi am dat tot jos și s-a refăcut în întregime acel corp. Deci să vii să spui, domnule, n-am făcut nimic, ok. Să nu vii la primărie să vezi că ai o primărie modernă în care... Eu tot timpul am spus-o, poate stau 2 ore, o oră, când am timp, de multe ori. Astăzi am sunat la finanțe, mâine trebuie să fiu la București, la Ministerul de Finanțe, că am probleme cu niște terenuri, să vedem cum găsim o soluție. Dar, la fel, să vii să spui că nu-mi trebuia un dispensar modern și totuși e un dispensar modern. N-am avut unde face evenimente și erai criticat că n-ai unde face. Astăzi, când ai unde le face acele evenimente, vii și spui, păi nu știu, de ce ne trebuia nouă o curte așa, cum să zic, bine, asta probabil pava, că o pun o parte departe. Dintre o, încă o dată, oameni, nu... o parte care și nici de cum oamenii, ci mai mult cei care merg în campanie. Plus, haideți puțin să ne aducem aminte cum arăta Crișciorul fără nicio stradă asfaltată și mai aveai și 16 miliarde de lei datorie, fără nicio stradă. Dacă atunci... vine cineva să-mi spună că acum 20 de ani, să-mi spună și mie care era strada asfaltată în Crișcior, care era, că sunt curios și o să aflu, ba mai mult, cum spunea cineva, ne dădeam cu barca aproape în fiecare an. Acum am îndiguit tot, păi bineînțeles, am îndiguit râul Crișoalb, toate străzile aproape sunt asfaltate și care nu sunt, acum pe Anghel Salinii vor fi. Numai că ați cuprins le spuneam proiect, așa, nu? Domne, nu poți astăzi să asfaltezi până nu bag rețeaua de gaz. Care? Eu puțin întârziată la noi. De ce? Pentru că am trecut de pe POIM pe fondul de mediu. Probabil că în câteva săptămâni, eu zic că poate chiar câteva zile, vom semna nou contract și vom putea începe lucrările. Bun, și atunci vor fi probleme, pentru că în momentul în care sapi așa mai departe, clar că deranjezi, clar că creezi acel disconfort, dar în 2 ani de zile vei avea și rețeaua de gaz și atunci ai absolut toate utilitățile la poartă. Și după aceste când lucrări ai gaz, de când introducerea apă, că, gazului, bineînțeles, putem să refacem absolut tot. Aveți și proiect deja pentru asfaltare? Bineînțeles că avem proiecte pentru asfaltare. Ba mai mult, unde se strică, clar că ai proiect de refacere. De aceea, de-a lungul drumului național, nu putem reface astăzi trotuarele când știu că mă apuc de spar peste o lună sau peste două. E imposibil pentru mine și cred că și pentru cetățeni astăzi să ne apucăm să facem ceva ca mâine după aia să venim să spargem. O parte din trotoare sunt chiar prinse pe proiectul Anghel Salini. O parte deja am vorbit pentru că e drum național, am vorbit deci, la drumurile naționale. Sigur, am și lucruri. Vorbit, am avut întâlnire și cu domnul ministru și am spus, domnule, ce faci? Domnule, nu putem până nu bagi rețeaua de caz, după aia venim noi și reabilităm. Unde e drum național, ne ocupăm noi, drumurile naționale, unde sunt trotoare, găsim o soluție. Că va fi, cum să zic, pe bugetul local, că vom depune alt proiect, dar aici vorbesc doar de drumul național, pentru că pe drumul județean toate rigole și trotoarele sunt deja prinse pe Anghel Salini. Dar soluții sunt. Problema e că, știți cum e, la noi partea asta de implementare durează extrem de mult. Dar asta e, mă bucur că se face. Și cel mai important lucru e că avem, cum să zic, proiecte. Pentru că dacă nu am avea proiecte, atunci aș putea spune că e o mare problemă. Dar atâta timp cât suntem probleme, chiar dacă, încă o dată o repet, chiar dacă avem foarte mulți bani pentru cofinanțare. Aici vreau să ajung că asta cu este una dintre problemele pe care le-au administrațiile. Cum să zic, cu ajutorul Consiliului Județean, cu ajutorul Guvernului, vom putea trece și peste aceste lucruri. Pentru că și acum sunt aproape blocate la primărie, nu avem bani. Pentru că ce s-a întâmplat? Eu mi-am făcut credit pentru Anghel Salini. A trebuit să plătesc, deși n-am început încă lucrările la gaz, prima rată a trebuit să o plătesc în luna aceasta. Deci vă dați seama când tu dai aproape 3 miliarde luna aceasta și mai trebuie probabil în noiembrie să mai dau încă 3 miliarde. E foarte greu. Gândiți-vă că... Și atunci ați apelat la un împrumut pentru... Păi am împrumut, dar eu deja plătesc acele rate deja. Dar
mi-a luat un credit pe 5 ani de zile, va fi foarte greu aceștia 5 ani când știi că ai acele rate la creditul respectiv, dar le-am făcut tot așa în dorința de a asigura până la urmă o rețea de gaz modernă și toată lumea să aibă la poartă absolut toate condițiile, gaz, apă, canalizare, și atunci nu cred că pe viitor diferența, cum ne place să o spunem, între oraș și sat, eu aș vrea să nici nu mai fie, adică să se simtă lumea și la sat ca și la oraș. Știu că la un moment dat îmi spuneați că conducerea Partidului Național Liberal Hunedoara, partid din care ați făcut și dumneavoastră parte, v-a certat la un moment dat pentru că aveți prea multe proiecte. Ați întâmpinat aceeași problemă și acum când sunteți nu, PSD? Nici vorbă, de fiecare dată credeți-mă că am găsit sprijin, pentru că la începutul anului, vă dau un exemplu, dacă aș fi primit cât primeam de la conducerea Partidului Național Liberal, eram deja de mult în faliment, credeți-mă. Pentru că s-au tot adunat datorii, pentru că nimeni n-a înțeles că nu poți funcționa o administrație cu 4.000 de locuitori cât o administrație cu 500 de locuitori, nu ai cum să împarți în mod egal. Exact ce am spus și supărările care le-am avut de-a lungul timpului vis-a-vis de această împărțire a banilor, gândiți-vă că ai un liceu când abonamentele profesorul trebuie să le dai, gândiți-vă că numai la asistenți personali, gândiți-vă că în decembrie n-am avut să dau bani. Pentru că mi-au dat de la bugetul de stat 35 de miliarde și mi-a trebuit undeva la 39 de miliarde. Și n-am reușit să dau acei bani. Am făcut toate eforturile în ianuarie, pe lângă că a trebuit să punem din buget 10%, adică aproximativ 4 miliarde, a trebuit să-mi iau toți banii de la investiții ca să dăm la persoane cu handicap acești bani. Chiar dacă îi voi recupera poate pe parcurs, asta în cazul în care mi se vor da. Dacă nu, oricum anul acesta stă mult mai bine, pentru că am primit undeva pe 11 luni banii și tot timpul cu rectificările ulterioare cumva ne încadrăm. Dar anul trecut, gândiți-vă că n-am avut banii pe 3 luni de zile. Deci anul ăsta eu sper să fie ok și să nu mai avem aceste probleme. Deci aici e diferența între ce se întâmpla când erați în membru al PNL și ce se întâmplă. Le spuneam că dacă aș fi făcut pasul mult mai înainte, credeți-mă că astăzi poate nici n-aș fi avut datorii. Dar asta e. Ați tot sperat că am tot sperat că lucrurile se schimbă, că voi fi înțeles, că nu știu, guvernul va înțelege. Deși este de notorietate faptul că sunteți un primar, un om politic destul de vocal, adică din câte vă cunoaștem noi, întotdeauna v-ați spus soful în mod direct. Am spus-o și am spus de fiecare dată când mi-l voi spune, adică indiferent din ce partid fac parte, consider că voi face totul pentru cetățeni până la urmă, că acești bani nu s-a primarului, acești bani până la urmă vor veni pe cofinanțări de proiecte pentru cetățeni. Toată lumea își dorește o viață mai bună pentru cetățenii lui. Eu nu cred că, dacă mi-am spus un punct de vedere, erau banii pentru primarul Furdui Ovidiu, erau banii alocați comunității din Crișcior. Nu s-a aici, înțeles acest aici lucru? Nu s-a înțeles, pentru că le spuneam, domnule, nu-mi dai mie bani, ai vrut să te răzbun pe mine, nu mi-ai dat, când a fost hotărât de guvern, nu mi-ai dat niciun leu. Dom'le, nu te-ai răzbunat pe mine, te-ai răzbunat pe cetățeni. Deci nu e o răzbunare pe primarul Furdui Ovidiu. Asta puteai să te răzbuni în alte moduri. Nu vis-a-vis de cofinanțări. La fel, pentru acele proiecte care sunt pentru păi cine toți dorește să facă proiecte? Și eu eram mirat. Și alți președinți de consilii județene erau mirați. Zice, domnule, și eu. Și erau PNL. Și au zis, domnule, nu se poate. Eu, îmi spunea primarul de la Arad, primul lucru care l-am făcut, am asigurat cofinanțarea pentru proiecte, la toți. Indiferent dacă, de culoarea politică, bineînțeles, și mai mult respectiv. Decât atât. Domnule, păi dacă tu ai 10 proiecte, a trebuit să-ți dau 7 miliarde. Dacă tu ai un proiect, ți-am dat un miliard. Dar prima dată eu am asigurat cofinanțarea, pentru că ce e mai important decât să atragem banii europeni? La noi nu puteam să-i atragem, pentru că dacă tu nu-mi dădeai mie niciun leu, nu aveam partea de cofinanțare și pierdeam acele proiecte. Pe cine pierde? România, cetățenii din comuna Crișcior. Chiar nu realizăm că acești bani, dacă ai proiecte, trebuie să-ți asigure Consiliul Județean sau Guvernul banii de cofinanțare. Nici de cum să împărțim noi cum vrem. Deci ați avut de pierdut la capitolul bani direct de la Guvern, nu de la cei alocați de la Consiliul Județean? Nu, de la Consiliul Județean. Păi da, pentru că la un moment dat acum a înțeles și eu chiar mă bucur. Președintele Laurențiu Nistor a înțeles, i-a chemat pe toată lumea la negocieri și exact asta trebuia să se întâmple și până acum. Nu să punem pe o hârtie și să împărțim în mod egal la toată lumea să fie. Nu cred că niciodată acești bani nu vor trebui împărțit în mod egal la toată lumea.
Eu zic că prioritate de împărțire a banilor trebuie să fie acei bani pe cofinanțări pentru proiecte. Și atunci cu siguranță că și Crișciorul, și România, și totul, adică acest tot, că până la urmă e tot unitar, o putem dezvolta, altfel nu. E complicată politica atunci când se îmbină cu administrația? E sau foarte complicată. Administrația e foarte complicată pentru că poți face politică dacă faci o administrație performantă. Eu tot timpul am spus, e greu să faci doar politică și să nu faci administrație. De ce te aleg până la urmă cetățenii? Pentru că sunt eu bun politician? Nu cred. Dacă eu m-aș duce acum în campania asta electorală și le-aș spune, deși vă spuneam, n-am făcut nimic, așa se spune, 67 proiecte finalizate în 4 ani de zile. Grădiniță cu program prelungit, modernă, dispensar, primărie, amenajare curte primăriei, sală de sport, capelă la Zdrapți, schimbat acoperișul la capelă la Crișcior, nu vă mai spun și câte, aceste proiecte și câte alte multe lucruri. Și totuși vine cineva și spune, n-ai făcut nimic. Păi vă întreb pe dumneavoastră, dacă aceste lucruri nu erau finalizate, dacă aceste lucruri pe o perioadă chiar de 4 ani nu erau făcute, cum puteai obține voturi sau să te voteze cetățeanul dacă făceai numai politic? Oi fi, hai să presupunem, bun politician, dar totul culminează cu munca în administrație și cu roadele culese până la urmă din administrația publică locală. Ați mai fi candidat pentru încă un mandat dacă nu ați fi reușit să implementați atâtea proiecte, dacă nu ați fi reușit să aveți deja pe masă proiecte care să demareze în perioada următoare? Eu tot timpul am spus că în momentul în care văd că nu pot face ceva, nu voi mai candida. Pentru că știți cum e. Nu vreau să pățesc alții, nu vreau să mă scoată nimeni, cum zicea cineva cu picioarele înainte din primărie. Eu consider că am destulă decență și în momentul în care nu mai ai realizări, să te retragi. Și poate până la urmă se întâmplă de multe ori să nu mai ai răbdare necesară. Și nu mai am răbdarea să ascult oamenii. După sau așa 20 mai de departe. Ani mai aveți această răbdare? Încă da, consider că încă o mai am. Încă eram certat chiar de niște colegi. Am fost la o discuție, nu contează, cu niște cetățeni și am stat 2 ore jumate. Și mă citau, zice, domn primar, noi nu aveam răbdare. Zic, bă, voi sunteți tineri, de aia n-aveți răbdare. Zice, 2 ore jumate. Și zic, da, e normal să stai cu cetățeanul, chiar dacă trebuia 4 ore. Dar trebuia cumva să-l conving, nu neapărat că n-are dreptate, că are dreptate, pentru că de multe ori cetățeanul nu e supărat neapărat pe primar, e supărat pe sistem, ce se întâmplă în România, pe nedreptățile care se întâmplă în România. Exact. Și pe bună dreptate a trebuit să stau, să-l ascult. Dar primarul e la îndemână cumva și acolo, în da, prima linie și atunci de multe ori noi credem că direct, primarul răspunde pentru absolut tot ce se întâmplă, nu numai în localitate. Pentru că vine și spune, vorbeam cu cetățeanul de sistemul de pensii, unde poate era supărat, de sistemul medical. Zice, domnule, uite, eu sunt bolnav, nu mi s-au dat drepturile și pe bună dreptate, așa, deci omul chiar avea dreptate, dar nu putea primarul să rezolve aceste probleme, i-am explicat, a înțeles și el și până la urmă bucuria mea e că totuși de la acea discuție cumva am plecat ambii mulțumiți și asta contează poate cel mai mult în momentul în care vezi că chiar dacă nu poți ajuta, dar cetățeanul înțelege că chiar nu se poate ca primarul să rezolve absolut toate lucrurile, că primarul nu poate fi și medic, și moașă comunală, dacă se poate. Pentru că încercăm, dar de multe ori chiar nu ai posibilitatea să faci toate aceste lucruri. Aceste discuții le aveți cu cetățenii acum, pentru că ne apropiem de alegeri, sau preferați atunci când nu, puteți deci haideți să vă spun, aveți astfel acum, de clar, întâlniri? Acum clar că în perioada campaniei aceste discuții se intensifică. Asta clar, e, clar. E normal. Dar nimeni cred că n-a fost la primărie să nu discutăm. Nu am un program de audiență. Program de audiență toată ziua. Dimineața le-am spus, suntem cam tot timpul în primărie. Rar se întâmplă să fim plecați, pentru că dacă plec, vă dați seama, mâine la 5, clar că plec spre București. Clar că mâine nu pot să fiu la primărie. Alte probleme dar și așa mai departe. Nu cred că m-a sunat cineva
sau a venit la primărie și am spus, păi nu pot să stau cu tine. Chiar dacă am întârziat la o ședință, am stat cu persoana respectivă și am încercat să găsim soluțiile pentru a-i rezolva problemele, care de multe ori poate nu depind de primărie, dar putem cu un sfat, putem cu un telefon să rezolvăm și din aceste probleme. M-am întrebat acest lucru pentru că am văzut în ultimele zile mai mulți primari, inclusiv aici la Deva, iasă în parc, au parte de dialog cu cetățenii online, lucru care nu s-a prea întâmplat. Adică unele lucruri par forțate. Asta e ca și când, cum să zic, dau un exemplu, nu m-am dus niciodată la biserică, acum mă la biserică. Asta o fac anumiți politicieni. Nu am ieșit niciodată. Dom'le, haideți să vă spun, cel mai important e să ieși în momentul când sunt lucrări. Clar că dacă am făcut un cămin, am fost aproape tot timpul acolo. Nu cred că poate cineva să-mi reproșeze cât s-a făcut sala de sport că n-am fost tot timpul acolo. Nu poate cineva să-mi reproșeze cât s-a lucrat la primărie că eram tot timpul acolo. O să vedeți, o să înceapă rețeaua de gaz. Nu poate nimeni să nu-mi reproșeze că nu sunt în fiecare zi pe lucrarea respectivă. Da, este cumva de datoria primarului să verifice aceste proiecte? Să țin pe toată lumea de povești. Adică eu consider că e de 10 ori mai important să ai realizări, să depui proiecte, decât să mă duc să stau pe la poartă toată ziua la cetățean, să-l întreb, dar ce mai faci? Hai să bem un pahar de țuică, hai să mai povestim, hai să te mai mint eu ceva și să zic că toată lumea, să-i dea Dumnezeu sănătate la primar. Ce om e că stă toată ziua cu mine aici, dar realizările până la urmă cred că sunt cele care trebuie să primeze. De aceea vă spun că cum am comportat și înainte de campanie, așa mă comport și acum, nu cred că e o schimbare, că acum, până acum nu stăteam cu nimeni de vorbă și din momentul ăsta voi fi omul care ascultă pe toți sau care înțelege pe toți. Nu cred. Clar că e o campanie electorală, clar că în această campanie electorală toată lumea merge, normal ar fi fiecare să vină cu proiecte, nu cu jignire, pentru că eu dacă mă duc în campanie nu o să mă vedeți vorbind de alte persoane, vorbesc de mine și vorbesc de proiectele care vor fi. Fiind primar de 20 de ani, este clar că aveți și un avantaj în ceea ce privește proiectele și realizările. Știți de ce? Uitați-vă de multe ori cum se întâmplă și acum. Credeți-mă că oamenii s-au săturat de acea demagogie, s-au săturat de, cum să zic, acea ură, acea dezbinare. Credeți-mă că ești mult mai câștigat astăzi să mergi să vorbești de tine, de proiecte, decât să mă duc să vorbesc de altcineva. Deci eu în campanie, cum am spus, domnule, nu mă duc să vorbesc de altcineva, vorbesc de mine. Și credeți-mă că mai sunt, că sunt mai mulți candidați și am spus tot timpul, acei candidați care vorbesc de proiecte, vorbesc de alianțe, vorbesc de până la urmă binele comunității câștigă. Ceilalți niciodată nu poți câștiga aruncând numai cu mizerii să spui că nimic nu e bine, că nimic nu s-a făcut ok sau așa mai departe. Mie mi se pare o, nu știu, o prostie să vii să spui că drumurile că nu au o rigolă sau așa mai departe. Păi nu, primarul e proiectant în primul rând. Dacă se considera că era necesară rigolă, se făcea. Ba mai mult decât atât. Păi eu am găsit niște drumuri care, dacă sunt de 2 metri jumate, pe unde făceam rigolă? Numai pe mijloc, eventual să faci o rigolă. Deci Nici atunci n-ar fi fost bine. Deci e foarte ușor să căutăm acum carul cu fân, să vedem oare unde a greșit primarul sau dacă văd 5 gunoaie. Am avut campanii în care scoteam din coșurile de gunoi, aruncam pe jos și uite, domnule, ce mizerie. În loc, dacă eu aș fi candidat, eu dacă văd o hârtie, mă duc și o bag eu în coș și nici nu mă pozez, nici nu fac video sau așa live, pentru că nu mă interesează. Pentru că exact ca și când te duci la biserică, dacă mă duc la biserică, nu fac o poză ca să mă vadă toată lumea că mă rog la Dumnezeu, pot să mă rog și în liniște. Din câte am amintesc că ați avut critici să fac, și din această cauză. Și fără să-mi fac poze, pentru că consider că credința e în suflet, nu neapărat pe Facebook și pe, cum să zic, rețele de socializare. Pentru unii poate este așa un cântec de lebădă această expunere și în online. Da, bun, încă o dată. Până la urmă cetățeanul vede, indiferent, nu, să știți, chiar dacă astăzi, poate n-a știut cetățeanul că avem o primărie modernă, că au fost și oameni care, chiar acum spunea cineva, n-am apucat să vin la primărie, dar când am văzut ce primărie avem, nu știu, sunt foarte mândră că avem asemenea primărie. Și acum, chiar, nu știu,
zice, nu știu, satisfacția tinerilor care se căsătorește și ai o primărie modernă față de satisfacția în care mi-era mie rușine să mă duc să oficez o căsătorie sau să am o sală de ședințe, care, vă spun sincer, și acolo, îmi spune cea, mă, dar ați dat atâția bani, nu am dat niciun ban. Acele tablouri sunt ale mele personal, pentru că n-am avut cum să le cumpăr la primărie și fiind un iubitor de artă, eu le-am cumpărat și sunt ale mele. Dar le-am pus acolo pentru că consider eu că merită toți cetățenii să se bucure, nu contează, de munca administrației publice locale. Spuneați puțin mai devreme despre alianțe. La nivel național, cel puțin pentru europarlamentare, am văzut PSD, PNL și-au cam stabilit candidații și la capitală. În ceea ce privește regiunea, să spunem, și mergem mai încolo, județul, Comuna Crișcior, vom putea vorbi despre vreo alianță PSD-PNL? Nu se poate vorbi de o alianță, pentru că atâta timp cât nu reușim să ne înțelegem, nu poți face o alianță. Cum la fel, vedeți, și la județ nu e alianță, cum la fel am văzut că se întâmplă și în alte, cum să zic, municipii, orașe, județe, ați văzut, nu e peste tot alianță. Dar asta e, mergem înainte, asta e campanie electorală. Nu eu am decis aceste lucruri, aceste lucruri s-au decis de multe ori de la centru. Dacă s-a decis de la centru că la europarlamentare e listă comună, acceptăm, nu e nicio problemă, dar nu putem vorbi de o alianță vorbind aici, cum să zic, la fiecare localitate sau chiar la județ, nu. Deci este exclus chiar și după alegeri, este să spunem, exclus, acum, haideți să vă spun, până la urmă e greu ca cineva să accepte, pentru că indiferent ce aș vrea eu, gândiți-vă că sunt orgolii, sunt mizerii aruncate în campaniile electorale și e foarte greu să dar spun eu la cineva. Dar suntem și obișnuiți ca după o campanie electorală mulți să-și dea mână. N-am stabilit să fie destul de clar și le spuneam, domnule, hai să nu stabilim, nu știu, înțelegeri, viceprimarii, înainte, îi stabilim după alegeri, pentru că eu astăzi pot să vin să spun, domnule, aș vrea să lucrez cu persoana respectivă, dar din păcate să nu putem face acele majorități ca să putem lucra. Ei, când votează consilierii, va fi vot secret și fiecare va vota cum crede de cuvință. De aceea vă spun că aruncăm astăzi de multe ori fel și fel de fumigene în care spunem, domnule, ăla e așa, ăla e așa, eu nu vreau să lucrez cu ăla. Nu. Totul se va întâmpla după alegeri, mai ales că anul ăsta se va întâmpla mult mai târziu, pentru că alegerile sunt acum, dar restul alianțelor e timp suficient ca să le facem probabil la sfârșitul septembrie. Exact. Până atunci vom vedea, e cale lungă și vom vedea ce vom face. Da, este un an atipic, cei drept da, din acest atipic, punct dar de vedere, încă o dată pentru că spus. Practic vom avea un primar ales, un primar în funcție, va sigur, fi sigur, destul sigur, de... Sigur, care va încerca, dar haide să vă spun că tot auzeam și chestia asta, domnule, vine primarul, acum primarul, dacă nu iasă, cheltuie toți banii sau așa mai departe. Ce să cheltuie, domnule, că noi n-avem, acei bani s-au dus pe cofinanțări de proiecte, ce aș putea da un exemplu și aici, să presupune, cu toate că nu e cazul, să presupune numai este primarul. Domnule, ce faci ca primar? Că n-ai de unde, ce bani să mai dai dacă toți banii s-au dus pe cofinanțări de proiecte la Crișcior? Pe ce să arunci acum banii în această perioadă deci de 3 luni de zile? Deci există și acest scenariu că domnule, sunt un scenarii. Primar în funcție aici, dacă aici, nu aici, ar mai aici, câștigar, scenariile, s-a dacă cumva. Mă întrebați pe mine, sunt la, să zic așa, municipiile reședință de județ unde sunt venituri foarte mari, sunt la orașele mari, la comunele foarte mari, unde într-adevăr au bugete, să zic așa, considerabile. Dar nu la o comună în care am venituri 6 miliarde și o 6 miliarde o trebuie deja să-i împart și să-i dau la gaz, care nu am bani de cofinanțare de mai multe ori pe proiecte. Pe caiet, nu? Exact, pe ce? Pe, nici pe caiet nu pot să-i cheltuiesc. Sau pe e-caiet, că, no, că nu se poate. Era la un moment nu dat se poate, de glumă. Deci pe... astea sunt, cum să zic, de multe ori din astea, tot așa, de campanie electorală, fumigene, teme de aruncate de unul și de altul. Nu se poate. Vă spun eu că nu se poate. Dar oamenii iau în calcul și acest scenariu. Putem lua în calcul orice. Eu vă spun că e una ce se vorbește de fiecare dată. Astea sunt teme aruncate de campanie electorală. Cum v-am spus, toate mizelele le aruncăm, le facem. Știm că nu sunt reale pentru că cetățenii deja nu mai cred. Credeți-mă. Am fost în campanie și mi s-au spus de fiecare. Știi ce a spus persoana respectivă? Eu știu că nu e așa. Pentru că m-am mai interesat. Păi, o spus ăla că faci și nu știu ce. Dom'le, m-am interesat, am văzut, mi-au spus alții 20. Da,
nu. Asta ar trebui să fie un semn bun că oamenii se informează atunci când la urechile lor ajung anumite informații, indiferent despre cine de vorbim, despre nu primar credem, sau despre de o multe altă ori persoană. Nu credem, dar vă spun că realitatea ne contrazice. De multe ori credem că cetățenii sunt total dezinformați. Așa avem noi poate unii impresia. Eu am spus-o tot timpul că nu e așa. Cetățenii se informează foarte mult și credeți-mă că știu despre fiecare candidat poate multe lucruri de când s-a născut până acum. Pentru că și eu când am candidat mi-am asumat acest lucru și să știți că lumea știe. Și te, cum să zic, cataloguează nu ce ai făcut acum, ci de când ești. Contează pentru un primar performant sau nu și calitatea umană pe care o are? Bineînțeles că contează și chiar am avut o discuție cu un coleg primar și îmi spunea, domnule, eu am avut ocazia să trec prin multe. Zice, am fost și director de firmă, unde nu m-a interesat, domnule, că dădeam un om afară, asta e, trebuia să reduc personalul, dădeam fără probleme, eram director. Am lucrat și în armată, la fel, acolo dădeam ordine, toată lumea executa. Ei, când ajungi primar, s-a schimbat totul. Zice, nu mai poți. Aici trebuie să te gândești la fiecare persoană. Și nu mai știi. De multe ori conduci și te ghidezi și te gândești la Dumnezeu, bă, oare fac bine că fac lucrul ăsta sau că nu-l fac bine, plus aici, când ești în primărie, nu există răzbunări sau așa mai departe, pentru că... În teorie. În teorie. Eu e cel puțin am spus-o că niciodată n-am putut să fac o reclamație la cineva și nici nu voi face. Adică mi se pare, nu știu, mult prea mult. Ați încercat să găsiți soluții pentru a remedia acele probleme? Nu am vrut și eu tot timpul mă ghidez, am spus așa, domnule, atât timp cât faci bine, Dumnezeu îți dă bine. Atâta timp cât faci rău și Dumnezeu nu poate să-ți dea bine. Dar deci, sunt convinsă că ați avut și momente dificile în cei 20 de ani. Da, m-am dus acasă și am preferat primar să mă duc acasă dacă eram supărat și de multe ori că discutau acum, zice, băi, și uite, primarul se duce la sală, de parcă n-ai voie să te duci, domnule, la sală, n-ai voie să faci sport. Da, sunteți renumit îmi place deja sportul. Cu asta, da, păi da, județ. Da, și îmi place și acum, o să fim, cum să zic, că sunt echipa națională a primarilor, da, pentru mine e o mândrie că pot să reprezint România la un nivel european. Și acum, va fi competiția națională, campionatul de, european de fotbal a primarilor. Și eu chiar sunt mândru că fac parte din această echipă, că mi-am și până la urmă reprezentă România. Și eu cred că anul ăsta vom și câștigăm. La va fi la Leipzig în Germania. Și eu sper anul ăsta să câștigăm. Când? Suntem vicecampioni europeni. De Paște, din păcate, nu voi fi acasă, voi fi la, cum să zic, campionatul european de fotbal. Deci în 5 mai că, sau când? Da, va începe, pentru că nu s-a ținut cont de aceste lucruri. Niciodată n-a fost diferența între Paștele Catolic, Paștele Ortodox atât de mare. N-au știut. Toate hotelurile s-au rezervat de anul trecut și s-a întâmplat lucrul ăsta, să fiu de Paște acolo. Asta e, sunt 3 zile, 4 zile plecat. Pentru mine e o onoare și o mândrie că pot reprezenta România la acest campionat. Și credeți-mă că e foarte serios și totul e foarte bine organizat. Am fost în Slovacia, am luat locul 2, suntem vicecampioni europeni și pentru mine la fel o spun, e o mândrie. Și eu cred că și pentru mulți cetățeni, la fel, e o mândrie că primarul lor face parte din acea națională. Mai este vreun alt primar din județul Hunedoara care face parte? Nu, din... Nu, deci sunteți nu, singurul da. Primar din județul Hunedoara? Da, din Hunedoara, care... da. Dar sunt primari care au fost jucători, care au jucat în divizia națională, au jucat la CFR Cluj, Gabi Mureșan, primarul de la Poldu, care e un lider incontestabil astăzi a Naționalei Primarilor. De aceea vă spun că noi luăm totul foarte în serios. Și când avem o competiție sportivă, credeți-mă că parcă am fi primari și acolo, adică și atâta discutăm despre administrație că cred că nu ne-am dus la o întâlnire să nu vorbim mai mult fotbal, jucăm de multe ori doar pe teren. În rest, după ce terminăm, tot la administrație ajungem. Și să știți că avem de fiecare dată ce învăța unul de la celălalt. Așteptăm și noi imagini atunci o să vă trimit, după o să vă trimit și o să vin la o emisiune probabil. Dacă reușim, învingători de acolo. Sperăm, poate venim și cu acea cupă care o vom câștiga. Eu vă aștept mai, aici, ar fi mult mai foarte interesant. Interesant, sigur. Cu siguranță, chiar dacă e, cred că și mult de muncă, dar vă place ceea ce faceți. Este, să spunem, principala pasiune pe care o aveți, sportul? Da, mai aveți e o pasiune, sportul și chiar îmi place. Am fost și nu pot să spun, îmi place să susțin Naționala de fotbal. Am fost, mă duc la competiții sportive și acum, ați văzut, la Crișcior, la Gala Sportului Hunedorean, cred că am luat cele mai multe trofee. Cum la fel, acum, vineri,
o să joace copii, suntem, am câștigat competiția județeană a Cupei Satelor, am câștigat-o până acum, e a patra oră și mergem la Arad, la Livezile, în județul Arad, să joacă faza regională și dacă sperăm să câștigăm și acolo, să participăm la faza pe țară. Cu mult toate că nici aici, noi, de fiecare dată spuneam că nu-i corect, de fiecare dată ne-au bătut Dumbrăvița. Dumbrăvița nu poți să spui Cupa Satelor. Dumbrăvița are 40.000 de locuitori. E de 4 ori mai mare cât municipiul Brad și tu vii să spui Cupa Satelor. Păi area de selecție de la satul respectiv, cred că n-ar avea ce să caute cu comuna Crișor, unde și sunt atât cum 3.000 se justifică și investițiile pe care le faceți în săli de sport, în terenuri de sport, în tot timpul am spus-o că sportul, tot ce înseamnă activitate fizică pentru copii, sportul și din educația comună. Pentru mine este o prioritate. Am spus-o nu de acum, ci am spus-o foarte de mult timp, pentru că de aceea am vrut să avem cele mai moderne condiții, de aceea investim în liceu, de aceea acum sper eu într-o lună de zile, cel mult o lună de zile, sper eu chiar câteva zile, să scoatem la licitație și Școala Generală din Crișor, unde va fi complet modernizată și acea școală. Deși e modernă, dar acoperișul n-a fost schimbat și atunci va trebui schimbat, va fi cu pompe de căldură, cu absolut toate condițiile. Aliniat standardelor actuale până deci, la urmă. Va fi o investiție de peste 1 milion de euro și la Crișor. Proiectul este proiectul, deci, aprobat, depus, e tot, aprobat. Acum e faza de licitație. Eu sper că de asta, de ce vrem acum cât de repede să o scoatem la licitație, pentru ca în vacanță să putem lucra, pentru că nu am unde disloca copiii de la Crișor și atunci cumva încercăm să, cât sunt copiii, să facem exterior, interior, schimbare geamuri și în perioada în care, chiar dacă se lucrează un etaj să se lucreze, un etaj să vină copiii, chiar dacă o perioadă, sper eu, cât mai scurtă de timp, să facem și dimineața și după masă ore, pentru că altfel nu știu ce soluție vom găsi. Și lucrările vor avansa mult mai, mai repede. Sigur. Care a fost cel mai dificil mandat pe care l-ați avut până acum? Cu repet, siguranță, de 20 de ani, cred că ați cu siguranță reușit primul, să cântăriți. Cu siguranță primul, pentru că aveam foarte multe datorii. Nu apăruseră încă proiectele pe fonduri europene, abia atunci apăruse măsura 3.2.2, care am câștigat un proiect atunci de 2 milioane jumate de euro și am început să lucrăm. Cred că a fost sărbătoare atunci când ați văzut că da, ați plus câștigat. De asta, gândiți-vă că aveam lunar, plăteam 500, că am făcut reeșalonare și din acei 16 miliarde de datorii plăteam 500 de milioane în fiecare lună. Deci a fost cel mai greu, de departe cel mai greu mandat, plus că nu aveai nici experiența care o ai acum, pentru că la momentul respectiv, gândiți-vă, numai că mă duceam cu o Dacia până în București, gândiți-vă că drumul de la București astăzi s-a înjumătățit, pentru că ai autostrăzi la momentul respectiv, nu era autostrăzi, nu era nimic și te duceai și cu Dacia care se mai strica de două ori până la București, nu aveam bani nici de cazare atunci la momentul respectiv și mă duceam și veneam înapoi și plecam noaptea la două și veneam a doua zi rupt de oboseală, dar a meritat până la urmă, pentru că am spus-o, dacă la momentul respectiv nu aveai absolut nicio condiție, astăzi eu zic că comuna Crișor s-a dezvoltat extrem de mult, chiar dacă și acum mai ducem lipsă și nu o spun de investitori, dar și acolo găsim toate soluțiile și toți care au fost la noi am primit cu brațele deschise. Asta chiar în viitoarea oare perioadă se va deschide o fabrică, am înțeles, de scaune, de biciclete și așa mai departe, undeva la 50 de persoane vor fi în comuna, Crișor. M-au și chemat, sper eu, acum o să facă inaugurarea cât de repede, că chiar m-au rugat. Adică să sunt avansate, sigur. Deja nu mai deja sunt s-au și de montat și roboții sau așa mai departe și sper eu în câteva zile să se dea drumul. Vor angaja oameni din plus, comună? Plus vom da drumul, eu sper cât de curând, mai sunt niște probleme, dar eu spun că și acolo se rezolvă, să deschidă o carieră de piatră în comuna Crișor. Deci facem tot posibilul și pe partea de investiții și momentul eu consider în care ai și gazul, că investițiile vor fi mult mai mari în comuna Crișor. Așa că avem grijă de toate. Cine spune că, domnule, nu investitor că aduc eu sau așa mai departe, nu-i aduce primarul, poate să facă tot ce stă în putință ca să fie la dispoziția lor și să încercăm să le oferim cele mai bune condiții. În rest, care este cel mai mare off pe care îl aveți sau l-ați avut în acești 20 de ani din punct de vedere administrativ? Acel off am spus-o tot timpul. Dacă
nu știu, aveam investitori în comună care nu depind de noi, încă o dată spun, nu primarul, dar cum să zic, dacă era sau funcționa și astăzi mineritul, gândiți-vă la ce bani erau în comuna Crișor și până la urmă OFU, care am spus-o și care m-a deranjat tot timpul, a fost lipsa banilor de cofinanțare, măcar banii de cofinanțare, atât, în rest ne descurcăm, avem o echipă performantă în primărie, eu zic că una dintre cele mai performante echipe și asta se poate vedea prin numărul de proiecte. Pot oricând, cum le-am spus, abia aștept să înceară cineva să le punem toate pe hârtie. Și când mai încer de acum, că eu le scriu de fiecare dată câte proiecte, să ne dea și banii. Că mi s-au cerut și făceam o grămadă de situații la prefectură și bani. Nu. Adică, măcar când le scriam, dacă tot ne-am chinuit atât să le scriem, nu cred că le scriem degeaba sau nu cred că aș putea probabil da se sperau o situație... atunci când vedeau totalul da, sumelor, ăsta da. Se descurcă sigur. Da, păi tot timpul cam asta e, lasă că tu oricum te descurci. Ei, de multe ori nu te poți sau să te bazezi numai că se descurcă primarul, pentru că sunt situații în care trebuie să te ajute și guvernul și Consiliul Județean, dar eu sper că pe viitor aceste lucruri să meargă de la sine, pentru că cu siguranță asta se va întâmpla. Vedem ce se va întâmpla cel mai probabil după 9 iunie când vor avea loc alegerile. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc și cu drag ca de fiecare dată. Și să ne revedem cu bine și în campania electorală și după. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!